Bine, ziua sau bună seara sau bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Vom face această emisiune, vom face niște previziuni venite din conjunctura acupuncturii planetilor. S-a apropiat Marte de Pământ ca sărăcia din ei, ca apa de plămân și ca meniscul de genunchi. Această criză vine din modificări ale planetelor care sunt așezate aiurea cu circumferința Lunii. Mi-am luat un calculator și vreau să vă spun că în fiecare zi torn apă în el ca să navighez pe internet și să vă pot da toate detaliile venite în apropiere și îndepărtare de ceea ce se întâmplă. În viitor, să știți, că o să gâdilăm becurile ca să râdă ăștia de la RNL, o să ne cădem pe gânduri și o să ne frângem mâinile, o să plecăm în vacanță și o să zburăm pe cerul gurii, o să punem cacao în apa canarilor ca să facă ouă de ciocolată. Era să zic de circulație, pentru că noi vom vedea și circulația codul rutier și circulația tensiunii arteriele în hipertensiunea vaselor de sânge care vin. Viața, să știți că este și așa, e scurtă, așa că dacă nu putem lungi, să o facem lată. Vom citi să stați aproape pentru berbecu. Pe anul 2011, 2012, 2013, berbecu. Dragostea vă dă de cap, admiratorii intră pe geam. Așa, nu contează la ce etaj locuiți, dar se lasă cu trântelii. Banii vine și nu vine, depinde cum e așezată luna, ori cu fața, ori cu spatele. Taur, Venus își bagă coada și îi face pe Taur să se lovească coarne în coarne, coarne în coarne, cu pasiunea. Femeile din Taur au câștig de bărbații, tandri și blânzi. Banii este cu skepsis, vine și stau și... Asta eu nu prea știu când pleacă. Gemenii, atenție, dacă până acum iubirea a fost adusă cu găleata, de acum înainte mâncava-și gura la gemeni, poți să te înneci în această iubire, pentru că va veni ca un ocean. Un ocean va ploua torențial, dragostea apare în porții mari. Așa că dați bătaie la bani, așa și așa. Acum și iubire și bani nu se poate de toate. Racul, fiți pe fază, norocul e pitulat și când vă așteptați mai puțin, bau! Vine rolocul și vă sperie, apare din senire, amorul să ținesc cai tot anul. Când rămâne singur cu persoana iubită, atenție la racul, mai face și dumneavoastră câte o sperietură așa mai romantică. Banii vine cu țărăita, dar e bine că vine. Vom merge acum la ce vine acum după rac, vine leu. În dragoste totuși este permis, deci nimic nu este interzis. Asta într-o ocluzie care am tras-o eu. Duceți corabia iubirii pe valurile cele mai înspumegate. Atenție să nu vă intre spuma în ochi, să vă lăcrimeze ochii, așa. Aveți grijă cu portofelul. Portofelul, vă spun cu toată sinceritatea, este nud. Fecioarele pe cale de dispariție și se întreabă mereu, păstrez perechea sau mă trec mai departe? Eu zic să păstrați numai perechea de șusete și la perechea de pat să trecem mai departe. De anul ăsta începe să se demodeze tot ce este vechi. Așa că n-aveți bani, dar v-ați dori niște renovări la fațadă, așa, fecioarele. Și la caroserie, la în sfârșit. Eu zic așa că e bine să faceți o schimbare, balanțele. Toate pânzele sus, adică dacă pânzele sus și textilele să vină jos. Dom'le, concentrați-vă mai mult în creier și vă trebuie mai multă energie. Atenție! Mare energie! Trebuie desfundată canalizarea energiei. Trebuie desfundată canalizarea energiei. Sunteți ca moi anul ăsta. Așa, luați ceva în tăritură și cu Dumnezeu înainte. Banii circulă, că de aia e bani. Scorpionul, fiecare noapte, aule scorpione, bărbat meu, fiecare noapte va fi o pasiune cu foc de artificii. Dar mare grijă, dacă nu aveți artificii, dați foc la lumânări sau dați foc la niște cârtii care nu vă mai trebuie. Atenție să nu vă pârliți. Aprindeți flacăra iubirii. Scorpionii, e deștepți, e ambițioși, fac bani din piatră seacă. E de bine anul ăsta, dar ar Dumnezeu că ăsta e bărbat, nu, să facă bine. Acum avem așa. Avem săjetătorul, la săjetător cine nu rișcă, nu frișcă, nu mișcă, nu pișcă, nu câștigă, cine nu rișcă, nu câștigă, asta să știe.
sau cine nu rișcă, nu pișcă. Pentru dragoste nu există bariere la săjetători. Puteți să vă dezbrăcați fără probleme, numai să nu răciți. Atenție! O să stați în cumpână așa, dacă să luați sau nu bani de la o bancă. Eu zic așa, să luați banii și să uitați să-i dați înapoi. Capricorn! La Capricorn, țintiți cât mai sus și o să nimeriți la fix. Dacă aveți vreo cădere, o să se găcească cineva să vă prindă, să vă ridică. Fie și de păr! Atenție că părul e scurt, să nu vă tragă de ureche. Capricorn e bun la dragoste, dar e slab la bani. Nu e spor anul ăsta și anul viitor. Vărsătorii, mare grijă la ce mâncați ca să nu vărsați. Așa, dacă mâncați prea mult, s-ar putea să dați pe afară. Mare grijă la sulietă. Sulietă, încercați să mâncați mai multe vergeturi, mai multe deștea fierte sau ceva foarte ușor, de exemplu, pufule sau pufarine. Păi dacă mâncați ușor, rămâneți și cu bani în buzunar. Peștii. Peștii e de când lume. Și e de două categorii. E unui pești care îi stau în apă și își depun icrele și sunt alți peștii care îi stau pe afară și își depun banii în bănci și îi stau numai în vile luxoase și în terenuri de basket, de fotbal, de tenis, de ce au ei terenurile acolo. Multe semne de întrebare puse în locul semnelor de exclamare. Atenție! Multe semne de întrebare puse în locul semnelor de exclamare. Banii mai puțin că e criză. Eu ce să vă zic? Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă uitați întotdeauna pe 3 TV și să fiți norocoși. Și dacă am bătut câmpii, așa să fie. Să aveți toți buzunarele pline, dragostei, puterii și Doamne ajută!